În fiecare an, în Austria, la Viena, are loc cea mai mare competiție internațională dedicată roboților autonomi, Robot Challenge. La competiția din acest an s-au înscris peste 1000 de roboți din toată lumea, iar România nu putea face notă discordantă. Printre echipele românești participante se află și cea a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București. Avem doi giurgeveni în echipa națională. Din experiența anului 2013, în care am avut de-a face cu țările nordice, Letonia, Lituania, unde facultățile de robotică și-au demonstrat forța de creativitate și tehnologică, anul ăsta am făcut un salt calitativ. Echipa din care fac parte și doi giurgiuveni, Diana Slăvescu și Bogdan Istrade, s-a clasat în 2013 pe primul loc la etapa națională a concursului Robo Challenge cu robotul Flex. Pentru Viena însă, în ring va intra robotul Wolf, mult mai puternic și cu șansa poziționării pe un loc fruntaș. Wolf este o treaptă superioară robotului Flex, fiind dotat cu motoare mult mai puternice, cele din clasa folosite de cei din Letonia, Lituania, Germania și așa mai departe. Echipa României își propune să urce pe un loc fruntaș în primele trei locuri. Acum nu știu cât de bine s-au pregătit cei care vor concura acolo, pentru că țările participante investesc mult în acest fenomen. Dar ca să vă faceți o idee despre competitori, iată cum s-a comportat anul trecut robotul câștigător de la Viena. Pentru a ajunge la un astfel de nivel este nevoie de multă muncă, determinare, dar și susținere financiară, mai ales din partea autorităților. Din păcate însă, sunt puțini cei care susțin performanța atât la nivel național cât și local. Începând de la construcția robotului Wolf, care a depășit undeva un buget de 5.000 de euro, deplasarea la concurs, cazarea, mentenanța, toate aceste lucruri au fost susținute de persoane fizice, de anumite instituții. Sunt dezamăgit aici de implicarea statului român. Statul român ar trebui să privească acest fenomen cu seriozitate, să aloce bugete destul de consistente, pentru că acest lucru este un act de creație tehnică. Nu este un act de creație artistică, cu toate că și la creație artistică trebuie să avem o atenție deosebită la tot ce participă România în afară. Vreau să mulțumesc pe această cale grupului de firme Nova Force și TV Giurgiu, care din nou este lângă acest fenomen, și totodată Consiliul Local, care ne-a acordat un sprijin financiar. Cu mijloace proprii, dar cu mult optimism, studenții pasionați de robotică vor lua drumul Vienei marți, urmând să revină în țară la începutul lunii aprilie. Echipa Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației București este constituită din 15 studenți. Vom pleca cu 3 autoturisme proprii. Pe data de 26 ne vom opri la Arad, pe 27 vom ajunge la Viena, pe 28 vom face ultimele reglaje și pregătirile de concurs, 29 și 30 desfășurarea concursului, iar pe 31 probabil ne vom odihni ca pe 1-2 să revenim în țară. Robot Challenge 2014 reunește an de an oameni din colțurile lumii care împart bucuria lor pentru robotică și se folosesc de eveniment pentru a-și prezenta creațiile întregii lumi, ca o recompensă pentru munca lor în domeniile informatică, electronică, mecanică și inteligență artificială. Robot Challenge le dă posibilitatea participanților să-și prezinte roboții într-o audiență entuziasmată.